Bună ziua, sunt Alina Negruțiu, redactor la marketingportal.ro și vă invit să luăm împreună gustarea de marketing. Vom încerca să răspundem împreună la următoarea întrebare. De ce tot ce atinge Apple se transformă în aur? Nici la 5 săptămâni după ce Steve Jobs nu mai este la timona Apple, lumea nu se mai satură să vorbească despre el. Acțiunile companiei nu s-au prăbușit, iar iPhone 5 va domina probabil vânzările din preajma sărbătorilor de iarnă. Și în tot acest timp, Apple a devenit una dintre cele mai valoroase companii la bursă. Cum a reușit Apple să ne țină pe toți logați? Asta încercăm să aflăm în continuare. Dacă ne uităm un pic în urmă, acum 25 de ani, tehnologia era un domeniu al așa-numiților geeks, al tocilarilor. Masele mari de oameni nu se îngrămădeau să-și manifeste atașamentul pentru tehnologie. Dar cine râde acum? Tehnologia de azi este în sine chic și în mare parte această transformare îi se datorează lui Apple și pentru că nu se întâmplă zilnic ca un bărbat înalt, foarte slab, cu început de chelie, să domine scena ținând în mână un dispozitiv care clipește, promițând că acel obiect este singurul telefon sau singura tabletă din lume cu statut de vedetă rock. Și totuși Steve Jobs a făcut asta și a demonstrat o lansare după succes după alta că are atingerea lui Midas. În PR, Apple ne-a surprins pe toți în capcană și ne-a făcut consumatori, multora dintre noi fiindu-ne extrem de dificil să ne imaginăm că putem intra pe net fără ajutorul lui ceva. Majoritatea strategiilor de PR, în genere, se bazează pe utilizarea cât mai abilă a abilităților de comunicare, pe redarea unor mesaje cât mai concrete. PR-ul Apple s-a așezat direct la polul opus. Zăpăcește, blochează și nu spune nimic. Stropiți asta cu multă reclamă, adorație și regie din plin și veți obține singurul brand care este tolerat pentru magica sa putere de a induce în eroare. Orice alt brand ar fi fost excomunicat, nu și Apple. Să luăm de exemplu accidentul cu iPhone 5 de acum câteva săptămâni. Singurul prototip disponibil lăsat la bar. Pur și simplu. Un ghinion similar a lovit compania și anul trecut, în cazul prototipului lui iPhone 4. Deși Apple nu a declarat nimic, zvonurile s-au răspândit rapid. A pierdut Apple intenționat prototipul pentru a crea rumoare? A fost cumva un mod mai subtil de a spune v-am copt-o și de data asta? Chiar dacă pierderea lui iPhone 5 a fost o alarmă reală, nu contează foarte mult. În cuvintele lui P.T. Barnum, nu există publicitate negativă. Într-adevăr, Apple a spart toate convențiile privitoare la strategia de media și de PR. În loc să îmblânzească presa cu o strategie de criză sau măcar prin mesaje bine controlate, a lăsat-o să se hrănească cu proprii monștri, cu proprii copii și fără a spune nimic. Ceea ce încarcă cu și mai multă valoare, greutate, comunicatele reale date de Apple. Când Apple vorbește, noi ascultăm. Exemple notabile. Compania a negat monitorizarea utilizatorilor de iPhone și iPad și chiar că Steve Jobs ar suferi de vreo boală. Ambele situații ar fi putut fi fatale unui alt brand. Zvonurile privind lansarea de produse ne-au ținut în mod magic mintea ocupată. La sfârșitul lui aprilie se vorbea despre monitorizare. La mijlocul lui mai se vorbea deja despre o nouă lansare, o întoarcere cu 180 de grade în doar 15 zile. Când am început să deschidem gura despre sănătatea lui Jobs, eram deja până la genunchi în știrile despre iPad 2. Starea de sănătate a directorului executiv a jucat un rol absolut secundar, promisiunii că viața ne va fi schimbată de iPad 2. Dacă Apple 1.0 se întinde de la fondarea companiei în 1976 până la plecarea din 1985 a lui Jobs și întoarcerea lui în 1997, Apple 2.0 între 1998
97 și 24 august 2011, ziua în care Steve Jobs a anunțat și a anunțat demisia din funcția de director executiv, cred că putem spune că acum suntem martorii unei noi epoci, Apple 3.0.